Veste bună pentru tinerii moldoveni care doresc să-și continue studiile în instituțiile de învățământ superior din dreapta Prutului. În perioada 4-7 iulie, Federația Tinerilor Români de Pretutindeni organizează cea de-a șaptea ediție a Târgului Universităților. Evenimentul se va desfășura succesiv în principalele orașe ale țării, Chișinău, Bălți și Cahul, între orele 9:00 și 15:00. Astfel, în cadrul târgului, tinerii vor avea posibilitatea să primească informații utile, sugestii sau chiar alternative pentru a putea beneficia de studii de calitate în România. Totuși, cel mai important, participanții vor putea să afle cum e să fii student în România chiar din prima sursă. Amintim că pentru anul de studii 2018-2019, universitățile de peste Prut au oferit peste 6140 de locuri atât pentru viitorii studenți, cât și pentru tinerii moldoveni care au optat pentru ciclul de master sau doctorat, toate aceste locuri fiind ocupate.